Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj organizează și desfășoară activități de recrutare și selecția candidaților pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina și la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018. Dacă întotdeauna ți-ai dorit să fii polițist, acum e șansa ta. Școlile de agenți de poliție îți oferă posibilitatea de a face parte din echipa noastră a polițiștilor. Te poți înscrie până pe 5 decembrie. În perioada 13-21 ianuarie 2018, Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina și Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o nouă promoție de elevi. Durata studiilor de această dată este de un an. Se arată într-un comunicat remis de IPJ Sălaj. Pentru o carieră în poliție, doritorii pot candida pentru cele 1300 de locuri disponibile, dintre care 16 locuri speciale pentru romi și 10 pentru minorități. La școala din Câmpina și 300 de locuri, dintre care 6 sunt locuri speciale pentru romi și 3 pentru minorități, la școala din Cluj-Napoca. Ultima sesiune de admitere la școlile de agenți de poliție a avut loc în luna septembrie a acestui an. Probele de concurs au fost proba medicală, proba fizică și testul scris, gramatică, limba română și limba străină. Cei interesați pot găsi toate condițiile care trebuie îndeplinite și actele care sunt necesare la înscrierea pe adresa web a Poliției Române. Informații suplimentare despre concursul de admitere puteți obține și de la Structura de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, telefon 0260 602 235 sau 0260 661 285, interior 20119.